Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalare pentru cei născuți în semnul Săgetătorului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Săgetător pentru iulie 2019. Am înregistrat, am pierdut înregistrarea, probabil că așa se întâmplă când se apropie să intre Mercur în retrogradare. În fine, dacă mai greșesc, vă rog frumos să-mi scuzați greșelile, se întâmplă. În fine, fiți concentrați pe mesaje. Deci, talarea pentru Soare, Lună, Venus, Ascendent în Săgetător, iulie 2019. Înainte de toate, înainte de a începe talarea, vreau să vă arăt ceva, un sfat de la cărți de oracol ale lui Dorin Virtue. Aveți cristale, sunteți chemați de către îngeri să vă conectați la cristale, la pietre prețioase, semiprețioase și să fiți conștienți că lucrând cu ele sau pur și simplu, avându-le în preajmă, vă puteți vindeca, vă puteți vindeca energia și multe alte traume pe care, na, toți le acumulăm în călătoria noastră pe acest pământ, în această viață. Poate există totuși un cristal anume din cele pe care le aveți, cei care lucrați deja cu cristale, care vă aduce o idee specială. La capătul acestui set de cărți aveți constructorul, aveți iar cărțile de oracol. Poate prin cărțile de oracole de astăzi, în această etalare, să primiți niște informații speciale. Oricum, aici cea mai specială informație este că aveți puterea să construiți și nu doar să construiți pentru restul, dar să vă construiți și pe voi înșivă. Și acest sens de, această abilitate vă dă un sens de interior de realizare, de satisfacție pe care nu orice calitate, abilitate pe care știți că o aveți vă dă. Deci puteți să creați și să construiți ceea ce simțiți că este în concordanță cu voi înșivă. Acesta ar fi un scurt mesaj de introducere. Haideți să citim cărțile. După cum vedeți, voi aveți, dar puteți schimba pozițiile. Regele de cupe, regele de cupe, 2 de cupe, asul de cupe, 3 cărți cupe, numai emoții. În poziția fricilor aveți justiția și în poziția dorințelor nebunul. Într-un final aveți valetul de spade. Ei au turnul în inimă, în suflet, în minte au regele de monede. Felul în care acționează justiția, de ce le este frică, valetul de monede. Ce își doresc? 10 de spade și finalul este 5 de spade. Simt că totuși, bine, la fiecare etalare de cărți pot să spun cel puțin două variante, dar simt că aici va apare persoana de care unii dintre voi sunteți chemați să vă despărțiți. Dacă nu am spus-o, spun acum, am văzut de multe ori și nu doar că am văzut, dar vă și apare la un moment dat, sper să am timp să vă arăt, regele de spade, de aer, de scrolls, de ce o mai fi, da? Aceasta este energia unei persoane, în general avocat sau doctor, sau unei persoane care trebuie să lupte pentru dreptate, să-și exprime adevărul și să taie niște legături negative, să taie ceea ce nu e în concordanță cu principiile lor. Deci, voi, regele de cupe, în suflet, în suflet, ori vă gândiți la un semn de apă față de care aveți o mare dragoste, dar evident că toți avem mai multe semne de apă în viața noastră, deci trebuie să selectați exact la ce se referă aceste cărți. Un semn de apă destul de matur, regele, da, și regina sunt persoane mature. Pe de altă parte, dacă nu este o persoană, este aspectul vostru emoțional. Simțiți că aveți, nu o cupă imensă, un ocean de emoții. Însă, după experiențele prin care ați trecut, ați înțeles că nu puteți oferi oceanul acesta nimănui, nici măcar vouă înșivă. Nici măcar vouă înșivă. Voi, care sunteți suflete deschise, vă gândiți la expansiune, sunteți optimiști, credincioși, încrezători. Înțelegeți că, din punct de vedere emoțional, cel puțin,
Dar, de fapt, din toate punctele de vedere, nu putem oferi totul unei singure persoane. Și nouă, dacă vrem să ne oferim totul, ne oferim pas cu pas. Și atunci, ce face regele de cupe? Tocmai pentru că știe că are un ocean de emoții peste care este apt să guverneze, să plutească, da? Oferă doar o cupă. Ocupă unei persoane, ocupe alte persoane, în funcție de fiecare ce manifestă în viața voastră. Ideea este că, deși cupa e mare, oferiți doar o parte din ceea ce simțiți. Și asta înseamnă că vă echilibrați un pic emoțional, da? Și e bine. Pentru că văd că sunteți într-o perioadă sau v-ați întâlnit sau vă veți întâlni cu cineva care vă va face foarte emoționale. În minte, Mercur, 2 de cupe. Repet, ori vă gândiți la o persoană în semn de apă, pești, rac, scorpion, dar o persoană cu niște calități foarte frumoase care vă influențează foarte bine, da? Ca să facem distinția între persoanele din viața voastră, ori vă gândiți la sufletul vostru, nu pereche, pentru că sufletele perechi ne aduc de multe ori suferință. Vă doriți la sufletul geamăn, vă gândiți la sufletul lângă care puteți fi fericiți. Puteți fi în armonie cu voi înșivă și cu ei. Pentru că, repet, nu lângă toate sufletele perechi avem parte de această bucurie. Vă doriți această bucurie lângă cineva. Posibil să existe o prietenie între voi și cineva, repet, semn de apă sau cu planete multe în semne de apă, e o prietenie profundă, emoțională, care vă umple cupele amândurora. Felul în care discutați subiectele pe care le atingeți, felul în care vă înțelegeți din punct de vedere emoțional este deosebit. Poate să fie și o colaborare la locul de muncă, poate să fie și o amiciție, o prietenie, da? Este posibil să fie și o persoană de care sunteți îndrăgostiți. Pentru că felul în care acționați aveți asul de cupe. Repet, este foarte posibil pentru mulți dintre voi să fiți îndrăgostiți în acest moment. Deși, pe de altă parte, aveți de-a face cu niște separări. Dar, din punctul acesta de vedere emoțional, mental și felul în care acționați, sunteți foarte emoționali și foarte bucuroși. Și unora chiar de atâta bucurie vă vine să și plângeți. Simțiți că această prietenie, dacă este, este o prietenie foarte specială pe care îngerii au adus-o în viața voastră ca să vă vindece, asul de cupe înseamnă vindecare, da? Ca să vă vindece de niște traume, de niște lipsuri. Pe de altă parte, felul în care voi vă purtați unul cu celălalt este un fel foarte special, aproape regal. Vă onorați această prietenie și o onorați cu multă comunicare. Cu multă comunicare. În cazul în care nu comunicați la telefon sau prin mesaje scrise, comunicați telepatic. Oricum, și unul și celălalt vă ajutați. Poate că amândoi treceți prin niște situații deosebite. De ce vă este frică? De justiție. Unii dintre voi aveți de-a face, cum am spus mai devreme, cu un avocat, una avocată, cu o separare. E o situație nedreaptă pe care ați experimentat-o mult timp cu cineva și trebuie clarificată, eventual în tribunal. Trebuie echilibrate cupele, talerele. Poate trebuie să împărțiți banii. Oricum, totul trebuie făcut într-un mod legal. De asta vă este frică de o separare. Sau poate nu neapărat de separare în sine, cât de toate situațiile prin care trebuie să treceți la acest tribunal sau prin aceste acte, chestiuni legale. Ce vă doriți? Vă doriți nebunul. Vă doriți să luați de la zero. Cu cineva care, ce face? Vă umple sufletul de bucurie, vă creează acea stare de prea plin în care nici lacrimile nu vi le mai puteți controla. Vreți să luați de la zero. Aveți încredere, da? Și nu doar aveți încredere. Începeți, în cazul în care nu este o nouă persoană sau este o persoană mai veche cu care
vă împăcați sau reluați legătura, în cazul nu este, în care nu este niciunul din aceste situații, începeți să vă iubiți pe voi înșivă, începeți să vă înțelegeți emoțiile, să înțelegeți câtă dragoste aveți și că trebuie să oferiți cui merită. Și atunci vreți, vă doriți să o luați de la zero. Aveți încrederea că Dumnezeu vă iubește. Simțiți în acest ocean de emoții câtă dragoste ați primit, chiar dacă poate în aparență ați trecut prin greutăți, prin separări, prin lucruri nedrepte, prin situații nedrepte. Într-un final aveți valetul de spade. Veți comunica ori cu această persoană cu care aveți o legătură specială, sufletească, ori în tribunal sau în chestiunile care țin de dreptate, nedreptate, de justiție, ori, pentru că valetul, orice carte înseamnă foarte mult, în cazul în care ați avut probleme în felul în care v-ați exprimat emoțiile, învățați să vă exprimați emoțiile, nu doar cu gesturi, nu doar cu lacrimi, nu doar cu oftaturi, ci și prin cuvinte. Nu știu de ce, în acest moment și a doua oară când fac etalare, repet, acum simt nevoia să spun că poate unii dintre voi veți încerca să comunicați într-un med, aici e Mercur, da, foarte emoțional. Poate să faceți un pic de poezie sau să fiți mai poetici. Asta vine chiar acum. Partenerul, partenera, persoana care v-a apărut aici în etalare. Ce are? Are în suflet, în lună, lună cu Uranus? Mai mult sau mai puțin. Poate să fie o variantă și asta tot acum mi-a venit în această a doua etalare. Dar am două variante la această, da, dacă e Uranus cu lună, am două variante. Inițial avusesem una. Deci, să nu vă pierdeți un pic, țineți-vă atenți. Posibil, persoana în suflet are Uranus, are niște treziri emoționale, are niște momente de înțelegere, poate în relație cu voi, poate își dă seama că între voi este o legătură profundă de prietenie și unul altuia vă oferiți emoții și echilibru. Poate în așa fel relația voastră este de fapt justiția divină oferită într-o formă specială prin această prietenie, înțelegeți? Deci acum chiar este instantane această etalare. Mai devreme n-am vorbit despre așa ceva, dar o să vă spun și cealaltă variantă. Eventual, persoana aceasta trece printr-o separare cu cineva. Nu cred că are legătură cu voi. În acest moment, persoana cu Uranus și Luna nu are legătură, nu se separă de voi. Poate într-un mod neașteptat, neprevăzut, vă reluați această prietenie după o perioadă de tăcere. Posibil. Mercurul lor este un Mercur care în acest moment ori se gândesc la o persoană foarte stabilă, foarte bine pusă social, financiar, profesional, ori se gândesc ei la acest rege de monede, poate să fie Taur, Fecioară sau Capricorn, ori sunt foarte concentrați pe profesia lor, pe statutul lor social, profesional și financiar. Încearcă să se concentreze în această perioadă, nu musai pe făcutul banilor, cât pe a câștiga o poziție de succes. Și în primul rând, de a-și controla gândurile cu acest Uranus care probabil a adus niște treziri, se gândesc că au nevoie de stabilitate. Cine știe ce idee le-o fi venit. Repet, poate să fie întâlnirea sau împăcarea între voi doi, să fie un moment așa pe care nu l-așteptau. Cum acționează? Acționează echilibrat, încearcă să fie corectă, dreaptă, sau corect, drept. E conștientă că relația dintre voi este o manifestare, să zic, corectă și justă a unor situații pe care amândoi le-ați experimentat. Probabil că și
împreună ați trecut prin niște separări, împăcări și așa mai departe, pe de altă parte și separă, și separat unul de celălalt ați trecut prin niște greutăți. Și atunci justiția divină a hotărât să vă aducă împreună, să începeți un nou capitol în această prietenie, pe de o parte. De ce le este frică de valetul de monede? Le este frică, poate, că nu vor primi niște scuze din partea cuiva, poate de la acest rege de monede, în cazul în care e o persoană. Le este frică că nu vor avea parte de acest început cu regele de monede. Sau le este frică cumva că nu vor face bani. Știu că trebuie să o ia de la zero, sau neapărat de la zero, trebuie să o ia de la foarte puțin în acest demers profesional financiar și probabil că au și ei momentele lor de îndoială, valetul de monede. E o persoană care studiază. Pe de altă parte, își doresc să încheie un ciclu de mari suferințe, 10 de spade. Cineva poate, da, au și acest trăsnet în suflet. Cineva i-a trădat prea mult. Și vor să închidă acest moment, acest ciclu, această etapă și să renască. Și din acest motiv, repet, se gândesc la stabilitate financiară, la reușită profesională. Probabil felul lor în care vor să renască. Pe de altă parte, finalul pentru iulie, pentru această persoană, este 5 de spade. 5 de spade este un argument pe care două persoane vor să-l câștige cu orice preț. Pe de altă parte, deci vă spun că asta e o poveste novăzită pe cea veche. Pe de altă parte, 5 de spade, da, cred că prin prietenia sau împăcarea cu voi sau reconectarea la voi, reușesc să las în spate o persoană foarte egoistă, foarte dură verbal, care i-a rănit foarte mult. Da? Și care cu orice ocazie nu pierde ocazia să se rănească. Da? Și totuși își doresc să se elibereze de această persoană și posibil, pentru că voi două persoane care pleacă, da? Vă două persoane, posibil sunt aceste două persoane. Eu cred că e o prietenie în care voi vă ajutați unul pe altul într-un moment mai special. Acum, prima variantă, da? Deci asta a fost o variantă. Prima variantă pe care o văzusem când am făcut prima înregistrare. Aceste cărți pot să vorbească despre persoana pe care o lăsați în urmă, da? Cu care poate unii dintre voi sunteți în justiție sau aveți niște chestiuni legale de rezolvat. Turnul este un eveniment neașteptat, dar simt că, repet, este a doua variantă, pentru unii dintre voi persoana aceasta are niște dezechilibre emoționale. Nu se poate echilibra, acționează emoțional foarte neprevăzut și intră în multe probleme din cauza asta. Și v-a adus în punctul în care sunteți obligați să vă separați de această persoană. Repet, e a doua variantă, da? Este o separare, separarea dintre voi și ei. Este dureroasă. Nu le vine să creadă că într-adevăr nu mai vreți să vă implicați în relația cu ei. Deci totul se dărâmă. Dacă au mai fost niște zdruncinături, dacă au mai fost niște separări, de asta dată totul se dărâmă. Și îi conștientizează emoțional chestia asta. Probabil, în perioada eclipsei de soare, au fost niște chestiuni, niște discuții, da? Valetul de spade, niște discuții legate de niște injustiții și asta e, conștientizează ce pierd. Pe de altă parte, la ce se gândesc la regele de monede? Se gândesc în cazul în care aveți un copil, pentru că văd doi valeți și valetul de cupe, de monede și valetul de spade, văd doi valeți, este foarte posibil să aveți un copil împreună și să se discută în justiție, iar martele lor sau viața publică, da? În justiție să discutați ce ar trebui să facă un părinte, mai ales un tată, că regele de monede reprezintă tatăl. Poate sunt discuții legate de bani, da?
bani, monede, pentru un copil care ar putea să rămână ori la mama, ori la tată și atunci mamă, tatăl sau mama, în fine, trebuie să plătească. Dar se gândesc, aici Mercur, da, pe de-o parte își doresc să-și echilibreze viața, evident, cu regele de monede în gând asta e normal să fie undeva în planul 2, dar în planul 1 cred că sunt discuții în tribunal despre un copil care trebuie să primească banii, da, bani de la tatăl său. Sau mama, evident că și mama poate să fie rege, să reprezinte energie masculină. Trecem peste mamă-tată, dar e vorba de drepturi de un copil și de bani. Pe de altă parte, își doresc și ei să închidă acest ciclu de dureri. Dacă v-au produs suferință, regretă. Pentru că au această trezire, regretă, își dau seama că asta nu se mai poate, nu mai există cale de întors. Pe de altă parte, și ei au suferit. Acum că au suferit din ego, rămâne de discutat, dar au suferit și vor și ei să închidă acest ciclu de suferințe și să renască, eventual să se echilibreze financiar cu regele de monede. Poate să fie o altă persoană la care se vor duce în această perioadă. Să ceară sfatul, poate să duc la tatălor, să ceară sfatul în legătură cu aceste chestiuni, separări, copil, bani, da? Și repet, finalul, discuții, discuții în justiție, aveți de două ori, da? Aveți de două ori discuții. Ei au cinci argumente, da? Argumente și dacă a fost un trio cândva, probabil că cei doi pleacă și al treilea rămâne să se decidă, să se decidă pe ce cale o ia. Deci aveți de două ori, amândoi aveți discuții în justiție, da? Valetul de spade aici, voi, în justiție. Și ei au justiția și cinci S-ar putea să piardă cu acest, deși vor să câștige cu orice preț, probabil banii, drepturile, eu știu, pentru acest copil sau să câștige financiar de pe urma acestui copil, posibil de parte bărbătească. Așadar, încă sunt discuții. Deci aceasta ar fi o variantă, o etalare. V-am zis deja două variante, ba chiar, da, la fiecare v-am dat câte două variante. Vă rog, alegeți ce vi se potrivește. Din seria aceasta de cărți au sărit, normal trebuia să fac altceva, dar au sărit deja trei cărți și atunci fac etalare pe acestea. Simt că se leagă o treabă și aici. Aveți visătorul, 5 de manuscrise și 6 de pietre. Ceea ce e similar cu cavalerul de cupe sau de oglinzi, cu 5, iar 5 de spade pe care l-ați avut și mai devreme. Da? 5 de spade și 6 de pietre. Însă, la capătul acestui set de cărți aveți 10 de manuscrise, care este similar, iar interesant, cu 10 de spade, da? Cu 10 de spade. Cineva este chemat să iasă din această cușcă mentală, după cum vedeți, manuscrisele sunt în jurul tigrului. Să iasă pentru că au fost păcăliți. Păcăliți prin cuvinte, prin povești. Vi s-au spus povești, nenumărate povești și v-au ținut așa într-un blocaj. Nu ați putut să manifestați energia pe care o aveți, pentru că un tigru este foarte curajos, este feroce. Și din niște motive, nu știu, ați fost oarecum manipulați verbal de cineva. Și iar vine turnul, iar vine turnul într-un mod neașteptat și trebuie renunțat la acest ciclu de suferințe, de minciuni și de trădări. Pentru că aveți 10 de oglinde și de oglinzi, pardon, și iar 5 de pietre. Probabil în această perioadă, da, în care ați fost mințiți, ați ajuns într-un moment în care voi v-ați pierdut încrederea, da? Am zis de încredere, de ferocitate, aici este altfel exprimată. N-ați mai fost în stare să sperați, n-ați mai fost în stare să zburați cu gândul, cu emoțiile, da? Ați fost blocați și financiar, și energetic, și verbal, și mental de către cineva. Și totuși,
Cred că unii dintre voi întâlniți o persoană în semn de apă și 5 de oglinzi, sau dacă nu e o persoană, este energia voastră, pur și simplu, care vă cheamă la vindecare. În acest set de cărți, un set foarte frumos, sunteți chemați să vă vindecați chakra inimii și să începeți să vă dezvoltați comunicarea, viziunea în viitor. Probabil că la un moment dat nu mai aveați speranțe în viitor. Și să vă conectați la sursă prin ultima chakra. Pentru unii dintre voi, ori sunteți voi, ori aveți de-a face cu cineva care e născut în anul tigrului. Eu personal sunt în anul tigrului, dar probabil anul tigrului din zodiacul chinezesc reprezintă mai mulți ani. Puteți să verificați. Pe de altă parte, haideți să vorbim despre aceste cărți. Aveți visătorul. Visătorul, cred că sunteți voi. Dacă nu sunteți voi, este cineva care vă inspiră să visați. Este o persoană în semn de apă care vine, dar e cavaler, se mișcă, vine în viața voastră. Ați avut și mai devreme doi de cupe și asul de cupe. Poate este acea prietenie pe care o refaceți. Într-un moment în care voi discutați niște chestiuni legale, iar manuscrise, iar hârtii, documente, semnături, tot ce ține de Mercur, aspectul său legal și ilegal. Însă, cu această sabie, văd că ele trebuie rupte, trebuie depășite, o karmă. Poate această eclipsă de soare va ajuta să lăsați în urmă o karmă cu cineva, niște nedreptăți. Și în momentul în care reușiți să depășiți această karmă, știți că veți fi apt să manifestați relații sănătoase. Până nu încheiați aceste chestiuni, nu puteți manifesta relații serioase, echilibrate. Și din acest motiv zic, ori sunteți voi aici, ori este o persoană semn de apă cu cavalerul de oglinzi, care vă inspiră să visați mai departe. Probabil voi, sărăcuții, sau cine o fi aici în această situație cu minciuni și cu probleme, v-ați pierdut unii dintre voi încrederea, ceea ce e destul de greu să se întâmple cu săgetătorii pentru că sunteți jupiterieni. Dar se poate întâmpla și vouă. Această persoană ori are planete în semnul peștilor, ori voi aveți planete în semnul peștilor, e deosebită în sensul că are atracție către cultura orientală. De care o fi aceea? Tot ce înseamnă oriental, voi știți. Are atracție către cultura orientală. Pe de altă parte, trebuie să lase în urmă o relație, o pasiune, un hobby, ceva pentru altul. Este un moment de răscruce, probabil către Trebuie să se orienteze către o pasiune care îi ajută să exploreze o latură mai puțin cunoscută a lor. Repet, puteți fi voi aici, dacă nu este această persoană care vine în viața voastră și vă ajută să depășiți aceste 5 de monede, de spade, scuzați-mă. Am văzut aici tigru. Îl văd și aici. Cu siguranță. Cu siguranță este vorba de a vă găsi o energie curajoasă în voi. Dacă până acum n-ați fost apți, ați fost mințiți și manipulați, ați stat în această cușcă, acum sunteți chemați să vă conectați la plexul solar și la inimă, latura voastră emoțională și la curajul vostru. Să vă descătușați această fiară, să vă descătușați curajul de a merge mai departe, curajul de a visa mai departe. Și s-ar putea, în momentul în care descătușați acest tigru din voi, multă lume să se sperie, să nu se aștepte, da, cu acest turn, să nu se aștepte să vadă în voi un tigru. Probabil credeau că sunteți o pisicuță dresată. Repet, dacă nu sunteți voi, aveți de-a face cu o persoană care trece prin această situație și care totuși vă inspiră tocmai prin această descoperire a tigrului interior.
Probabil că ei încep să se poarte într-un mod foarte neașteptat, devin foarte curajoși, foarte bătăioși, după ce mult timp oamenii îi considerau foarte domolci și foarte poetici. Ei, și văzând aceasta la persoana, văzând aceste transformări la această persoană, sunteți și voi inspirați, înțelegeți? Sunteți inspirați să vă luptați cu aceste situații, da? Cu aceste argumente și situații nedrepte, legale, ilegale, da? Și știți că în momentul în care veți rezolva aceste probleme, tigru ce face? Tigru e un familist, va atrage relații stabile, 6 de pietre, relații echilibrate, relații care vă cresc. Poate să fie împreună cu această persoană, poate să fie separat, oricum, este o persoană care vă inspiră să visați, înțelegeți? Am încercat să zic de nu știu câte ori, vă inspiră să manifestați tot ce e mai bun. Acum și în viitor, pentru că ceea ce facem acum ne va apărea și în viitor, într-o formă sau alta. Dacă până acum ați fost doar niște visători, acest tigru, vă învață să luptați pentru voi înșivă, vă învață să manifestați ceea ce pe vremuri doar visați. Visați la niște relații echilibrate, dar nu le aveați. Învățați să vă conectați la chakrele voastre, la energie, la intuiție, la tot. Și veți descoperi că veți întâlni persoane care vă echilibrează, care vă oferă tot atât cât oferiți și voi. Probabil că pe vremuri voi oferați mai mult. Aceasta ar fi etalarea pentru unii dintre voi. Repet. Am zis că sunteți chemați să lucrați cu cristale. Interesant, în seria aceasta de cărți aveți regele de aer și vindecare. Regele de aer, iar avocat, doctor, ce-ar fi. Dar dacă nu este o persoană exterioară, sunteți voi care trebuie să deveniți mental, să deveniți curajoși, pentru că tigrul reprezintă, totuși, deși este... tigrul în zodiacul chinezesc reprezintă zodia vărsătorului. Probabil că trebuie să deveniți mai mentali și mai avangardiști în felul în care gândiți. Și pentru asta trebuie să vă vindecați înainte de toate. Să vă vindecați. Posibil în trecut cineva v-a mințit în legătură cu niște bani. A zis, probabil că de-aia vă și judecați, aveți justiția de 2 ori. Aveți niște chestiuni de vindecat în legătură cu banii. Cineva spunea că face ceva cu banii și făcea altceva. La muncă, acasă, în familie, rămâne de văzut. Oricum trebuie să vindecați această problemă, această rană. Pentru că, da, ați fost mințiți și atunci suferiți. Și asta vă va aduce o nouă viziune avangardistă cu regele de aer, cum să faceți bani. Cum să faceți bani pentru unii dintre voi. Din punct de vedere sexual, în cazul în care unii dintre voi aveți o viață, să zicem, normală, fără separare, sau aveți o nouă dragoste că a apărut asul de cupe, haideți să vedem ce a apărut. Ce vă doriți voi, ce își doresc ei, de ce vă este frică vouă, de ce le este frică lor. Pe de altă parte, ce avem aici? Aveți îndrăgostiții. O persoană, posibil bărbat, trebuie să aleagă între 2 femei, dar poate să fie și invers. Trebuie să alegeți între vechi și nou, între fostul și noua, în noul sau între fosta și noua. Pe de o parte, aveți o persoană foarte timidă, foarte închisă sau poate să fie închisă doar cu voi și o persoană foarte deschisă, dar care vă atrage într-un mod special. Ce vă doriți? 2 de cupe. Nu uitați că v-a apărut și mai devreme, dați în urmă, da? 2
de cupe A. Scuzați-mă. 2 de cupe, da? 2 de cupe. După cum vedeți, acești oameni se iubesc, fac dragoste, sunt suflet lângă suflet. Sunt suflet lângă suflet. Mai devreme a apăruse și regele de spade. Posibil înainte, cineva experimenta niște relații sexuale în care cealaltă persoană nu punea suflet, era distanță. Era distanță și detașată emoțional. Dar vă doriți dragoste adevărată. Și veți avea. Pentru că veți începe. Veți fi învățați, veți fi inspirați de acea persoană sau de acel ceva din voi înșivă. Veți învăța să manifestați aceste relații frumoase, această relație frumoasă, da? Cum am spus, relația echilibrată, în care cât dați, atât primiți. Dați dragoste, primiți dragoste. Da? După cum vedeți, chiar sunt două pietre verzi, una galbenă. Că sunt alte forme, nu contează, dar sunt, ca și cantitate, la fel. Probabil această dragoste începe cu o prietenie, cu o strângere de mână, cu o amiciție, rămâne de văzut. Dar este o dragoste adevărată. Poate să fie doar un vis, dar voi asta vă doriți. De ce vă este frică de putere? Aici puterea are numărul 11. Nu știu, ceva legat de numărul 11. Poate să fie o dată de naștere, luna a 11-a sau pur și simplu. Și asta cred în acest moment, că nu vă puteți controla această pasiune. Cred că aveți multă pasiune pentru cineva. Probabil s-a descătușat acel tigru și trebuie să-l temperați. Da? Pe de altă parte, ați avut de luptat cu foarte mulți în trecut și vă este teamă că nu veți avea puterea să vă vindecați din aceste lupte. Dar cred cu putere că pentru foarte mulți această carte reprezintă faptul că nu vă puteți abține, simțiți multă pasiune și trebuie să vă temperați impulsurile fizice. Că iubiți mult această persoană. Ce își doresc ei? Își doresc asul de monede. Voi ați avut asul de cupe în prima etalare? Ei au aici asul de monede, o nouă relație de lungă durată. Poate o relație care să ducă către o căsnicie, să aveți un copil împreună. Posibil. Își doresc echilibru, stabilitate. Își doresc să-i protejați. Sau simt nevoia să vă protejeze. De ce le este frică? De diavol. Posibil o persoană din trecut sau le este frică cumva, pentru că aveți multă dragoste și unul și celălalt, să nu devină obsesie, să nu devină toxică. Posibil și ei să fie intoxicați în dragoste sau să vă vadă pe voi intoxicați în dragoste și să le fie frică să nu cumva să manifestați, că ia uite, interesant, dar știu că vă controlați foarte mult și le este frică ca această intoxicare în dragoste să nu devieze, să rămâneți în această energie frumoasă, da, de cupe și de monede, să vă stabilizați emoțional și financiar și practic, da? Din seria sfaturi de la îngeri aveți: fiți autentic, ceea ce mi se pare superb. Fiți autentic în cazul în care în trecut a trebuit să țineți în voi emoții, gânduri, creativitatea, să o țineți în frâu, acum sunteți chemați să fiți autentic, să fiți reali, să fiți adevărați cu cine sunteți voi, cu ceea ce sunteți, cum simțiți. Unii vă gândiți la o relație. O relație pe care o vreți pe de-o parte emoțională, pasională, dar și jucăușă. Unii dintre voi simțiți nevoia să, da, așa simt și acum, să comunicați emoțiile voastre într-un mod foarte creativ și sensibil, poate prin muzică.
poate prin muzică. Dar deocamdată, cred că sunteți mai mult într-o stare de expectativă, de dor, de visare. Dar chiar și așa, chiar și în această stare, sunteți chemați să nu vă ascundeți stările. Ați avut și astfel de cupe în poziția felul în care acționați. Adică să vă arătați emoțiile. Chiar dacă plângeți, chiar dacă râdeți, chiar dacă visați, arătați. Pentru că nu e nicio rușine. Suntem oameni și oricum arătăm. Dacă nu arătăm emoțiile pozitive, ce ar mai fi de arătat? Deci, fiți autentic. Vă doresc, cam aceasta ar fi etalarea pentru iulie. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, vă pup!